Așa vedem că strămoșii noștri, Adam și Eva, cât au ascultat de Dumnezeu, Făcătorul lor, și au păzit cu sfințenie porunca Lui, au fost fericiți și s-au îndestulat de toată frumusețea și desfătarea Raiului. Iar când de bună voie s-au abătut de la ascultare și au călcat porunca ziditorilor, au fost pedepsiți și zgoniți din Rai. Dacă vom merge cu memoria prin istoria Sfântă a Lumii, adică prin cele scrise în Sfânta Dumnezească Scriptură, vom vedea că toți oamenii sfinți și aleși al lui Dumnezeu care au ascultat și au împlinit poruncile Lui au fost fericiți pe pământ și s-au îmbrădicit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi, care a fost al doilea Adam al neamului omenesc, ascultând de Dumnezeu și făcând corabia și toate câte a poruncit El, s-a izbăvit El și toată familia sa de apele potopului și a fost binecuvântat de Dumnezeu. La fel, fericitul patriarh Avraam, ascultând de Dumnezeu și ieșind din pământul său și din rudenia sa, a mers în Haran și de acolo în pământul făgăduinții Canaan, unde vețin a arătat cea mai desăvârșită ascultare, încât pe singurul său fiu Isaac a voit să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Închipuim prin aceasta cu taină mai înainte aducerea cea ca lui jertfă de Părintele Ceresc a Fiului Său iubit pentru mântuirea și răscumpărarea neamului omenesc de robie diavolului. Pentru această credință, ascultare de săvârșită a lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat cu jurământ și Tată a multor neamuri l-a numit. Dar pe lângă marea binecuvântare a dumnezească spre veșnica fericire, Avraam a fost binecuvântat de Dumnezeu cu fericirea cea vremelnică spre îndestulare cu toate cele de nevoie vieții de pe pământ. Zice Dumnezeiasca Scriptură, Avraam însă era bogat în vite, în argint și în aur, iar pământul pe care îl moștenise spre locuire era ca Raiul lui Dumnezeu, la fel și fiul său Isaac a fost binecuvântat de Dumnezeu că nu s-a pogorât în Egipt făcând ascultare de porunca lui Dumnezeu. Așa a binecuvântat Dumnezeu pe Iacov, că a făcut ascultare părintului său Isaac și mamei sale și s-a dus în Mesopotamia Sirei spre a-și lua femeie din fetele lui Laban, fratele mamei sale. Pentru aceasta, prea bunul Dumnezeu l-a binecuvântat cu cinste și cu avere, că numai cu toiagul în mână a plecat și s-a întors de acolo în două tabere, la fel Moise, ascultând de Dumnezeu, când a fost trimis să scoată din robia lui Faraon pe poporul Israel, pentru ascultarea lui Dumnezeu a făcut prin mâinile lui mari și prea slăbite minuni, prin care a pedepsit pe egipteni cu multe feluri de rane și a scos din robia lui Faraon pe poporul Israel. Bunul Dumnezeu face mari promisiuni celor care vor asculta de El și de poruncile Lui. Auzi ce zice Dumnezeu către poporul Său Israel. De veți asculta cu luare aminte cuvântul meu și veți face toate câte v-am poruncit și de veți păzi legământul meu, îmi veți fi popor ales din toate neamurile, ca al meu este tot pământul, iar voi îmi veți fi preoție împărătească neam sfânt. Apoi zice, să slujești numai Domnului Dumnezeului tău și El te va binecuvânta, va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa ta și va abate bolile de la voi. În țara ta nu va fi femeie care să nască înainte de vreme sau stearpă și voi umple numărul zilelor tale. Groasă voi trimite înaintea ta și voi fi
voi îngrozi pe tot poporul asupra celui veți merge și voi pune pe fugă pe toți vrăjmașii tăi. Și iară zice, de veți umbla după legile mele, de veți păzi și plini poruncile mele, vă voi da ploaie la timp și pământul pomii va da roadele lor, iar trăieracul vostru va ajunge până la culesul viilor. Culesul viilor va ajunge până la semănat. Veți mânca pâinea voastră cu mulțumire și veți trăi în pământul vostru fără de primejdie. Voi trimite pacea pe pământul vostru și nimeni nu va tulbura. Voi alunga fiarele sălbatice și sabia nu vor trece prin pământul vostru. Voi alunga pe vrăjmașii voștri și vor cădea uciși înaintea voastră. 5 din voi vor firi 100 și 100 din voi vor goni 10.000. Și vor cădea vrăjmașii voștri de sabie înaintea voastră. Căutată spre voi și voi binecuvânta pe voi. Veți avea copii, vă veți înmulți și voi fi statornic în legământul meu cu voi. Veți mânca roadele vechi din anii trecuți și veți da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. Cu acestea, prin prea puține zise despre fericire și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cei ce ascultă de El din legea veche, dacă nu vom muta cuvântul nostru spre legea Harului, vom afla că cea mai mare și mai desăvârșită ascultare, supunere față de Dumnezeu, a avut-o însuși Domnul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a ascultat de Tatăl până la moarte, iar moartea de cruce. Ascultare, supunere către Dumnezeu a arătat și prea Sfânta Fecioara Maria, când a trimis Dumnezeu la ea, în Nazaretul Galilei, pe Arhanghelul Gabriel, să-i vestească că va naște pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Iar deși nu știa de bărbat, înțelegând de la înger taina mare și negreșită ce avea să o săvârșească Dumnezeu prin ea, pentru mântuirea lumii s-a supus cu mare smerenie și a zis către înger, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, astfel cu ascultare, smerenia ei pe pământ, a vindecat neascultarea ei din rai. Ascultare mare a avut și dreptul Iosif, căci auzind învins pe Îngerul Domnului poruncindu-i să nu se teamă și să ia pe Maria logodnica sa, a făcut ascultare cu mare încredere, înțelegând că prea curată Fecioară Maria a sănăstit de la Duhul Sfânt. Nu numai că nu s-a îndoit de sănăstirea ei, ci și cu mare smerenie supunerea a slujit Fecioare Maria la fuga în Egipt, ca și în toată vremea vieții lui. Înțelegând că prin aceasta el slujește lui Dumnezeu, la taina mântuirii neamului omenesc, aducându-și aminte de cele scrise, fericit cei ce păzesc poruncile lui și îl caută pe el cu toată inima. Și iarăși, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Sfinții dumnezeiești apostoli au ascultat cei de Mântuitorul când au fost chemați să fie vânători de oameni. Pentru desăvârșita lor ascultare de Hristos, s-au îmbrăcat de mari daruri de la Dumnezeu. S-au îmbrăcat cu putere de sus la cinzecimi. Astfel au fost învățați de Duhul Sfânt, tot adevărul, au fost dăruit cu înțelepciune nevăluită, au primit putere să facă minuni, au fost trimis să propovăduiască Evanghelia, au fost întărit să vestească mila, iertarea păcatelor. La judecata viitoare, apostolii vor avea mare cinste de a judeca împreună cu Hristos poporul Israel după mărturia Mântuitorului, care a zis, adevărat, adevărat zic vouă, că cei ce ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți cedea și voi pe 12 tronuri,
judecând cele 12 seminții ale Israel. Ascultare desăvârșită a făcut și mulțimea cea mare a mucenicilor, a ierarhilor, mărturisitorilor dreptii credinții, care împlinind cuvintele Mântuitorului și-au pus sufletele lor pentru El și pentru Evanghelie, spre a dobândi în viața veșnică. La fel a făcut și marea mulțime a monahilor care au auzit cuvântul lui Hristos că oricine va lăsa frați sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarene, sau case pentru numele meu, însuțit va lua viața veșnică și va moșteni, au lăsat toate și au urmat lui Hristos. Prin supunere, ascultare, viață curată, prin sărăcie de bunăvoie până la moarte, pentru mântuirea sufletelor lor și moștenirea împărăției cerurilor. Asemenea lor au trăit sub ascultare toți drepți următori al Hristos. Părinții înaintașii noștri, silindu-se la ascultare, împlinirea poruncilor prin faptele bune pentru a se încununa în ziua cea mare a judecății de apoi, când dreptul judecător va răsplăti fiecărui după faptele sale. În Sfânta Evanghelie de astăzi, vedem că Apostolul Petru, după ce a arătat toată noaptea, arată că s-a ostenit cu pescuitul și cu prinsul, nu a prins nimic, voind să facă ascultare învățătorului său, adică Mântuitorului, zice, Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins. Iar după cuvântul tău, adică crezând cuvântului tău, voi face ascultare. Voi arunca mreaja în mare și aceasta făcând a prins mulțime de pești, când li se rupeau mrejele și a făcut semn tovarășilor lor din cealaltă corabie să vină să-i ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile încât era gata să se scufunde. Vedeți roadele Sfințenii, frați creștini, iubiți credincioși, roadele ascultării a Apostolului Petru, cu toate că toată noaptea se ostenise, în zadar, însă ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, a aruncat mreaja mare și mult s-a înspăimântat de marea mulțime de pești ce a prins. Încă căzând în genunchi la Iisus, a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Așadar, roadele ascultării Apostolului Petru a început să se arate cu minunea pescuirii de pești și a crescut foarte și s-a mulțit spre slava lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume pe calea ascultării. A ascultat de Părintele Său până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea Dumnezeu l-a înălțat și l-a dorit Lui nume care este mai presus de orice nume. Ca în numele Lui Iisus tot genunchi să se plece al celor cerești, al celor pământești, al celor de desubt. Să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu. Tată, Biserica creștină este Biserica dragostei, a ascultării, pentru că a fost întemeiată de Hristos prin iubirea Tatălui și ascultarea până la moarte de cruce. Fiul lui Mântuitorul a ascultat de Tatăl, iar apostolii se asculta de El. De aceea spunem că iubirea creștină, ascultarea duhovnicească, mântuiesc lumea. Însuși Duhul Sfânt a venit pe pământ, trimis de Fiul cu voia Tatălui, ca să întemeieze biserica sa și să reverse harul mântuirii peste cei ce cred și se botează în numele Preasfintei Treimii. Vedeți, iubiți credincioși, ce mare este puterea ascultării. Ascultarea se naște prin credință și dragoste. Că cine crede în Dumnezeu, îl iubește și ascultă de porunca lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este izvorul sintirii lumii văzute nevăzute. Cât timp îngerii au ascultat de Dumnezeu, nu existau nici diavol, nici iad,
Iar când Lucifer, îngerii lui au căzut din ascultare, dorind să fie asemenea celui preanalt, ei au căzut ca un fulge de cer. S-au transformat în diavol. Asemenea lor ca în alt toți creștinii neascultători. Ascultarea stă la temelia cerului, a îngerilor, a planetelor, a bisericii, societății, a familiei, a fiecărui suflet care crede în Dumnezeu și dorește cu adevărat să se mântuiască. Fără ascultare în societate nu este armonie, nici pace între popoare și oameni. Fără ascultare de Dumnezeu, de biserică, de păstori, care sunt urmașii apostolilor pe pământ, nu este mântuire, nu este unitate creștină. Nu este pace în casă, în sufletele credincioșilor noștri. De aceea, frați și surori, sunteți datori să păziți poruncile Sfintei Evangheliei. Să ascultați de Biserica Mamă Ortodoxă, Mama noastră duhovnicească, întemeiată de Hristos. Să ascultați de slujitorii sfințiți ai Bisericii, de Sfinții Apostoli și să ascultați de duhovnicii pe care i-a dat Dumnezeu care însuși Hristos să ascultați de duhovnicii voștri. Când sună clopotele biserici și ne cheamă la slujbă, la Sfânta Liturghie, mai ales în sărbători și duminici, lăsați grijile casei, mergeți cu toții la Sfânta Biserică. Îngerii Domnului vă vor scrie în Cartea Vieții și vă vor număra pașii voștri. Seara, dimineața, oricând mergeți pe drum, sau lucrați cu mâinile neîncetat să vă rugați, după porunca Sfântului Apostol Pavel. În timpul celor patru posturi ale Bisericii, nu uitați să vă spovediți și dacă vă dă binecuvântare Duhovnicul să vă uniți cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Acestea sunt cele mai mari daruri pe care ni le oferă Biserica după botez. Apoi să vă creșteți copilașii în Duhul ascultării, al credinței ortodoxe, al smereniei, al iubirii de Dumnezeu, hrănindu-i cu cărțile sfinte, cu cuvinte creștine ortodoxe, cu sfatul părintești și mai ales cu exemplu viu, curat al vieții dumneavoastră, de mamă și tată. Sectele sunt cancerul bisericii. Sectarii de astăzi sunt cancerul bisericii. Ele se nasc în mândrie, neascultare, când numai cei mândri și neascultători se rup de Biserica Mamă Ortodoxă. Cei mândri, fără Dumnezeu, culesc pe Maica Domnului. Aruncă din case Sfintele Icoane, Sfânta Cruce și se leapă de Sfintele Icoane și urăsc pe păstorii dați de Hristos. De aceea nu discutați cu sectarele de astăzi. Fiind răzvârtiți fiii neascultării, nu vorbiți cu cei ce hulesc Sfânta Biserică Mamă Ortodoxă, pe cei care hulesc pe Sfinți, icoanele, crucea, ce rămâneți în Biserica Vieții, Biserica Iubirii Ascultării. Aici în Biserică este Hristos. Aici sunt Sfintele Taine. Aici sunt Îngerii Sfinți din Cer. Aici sunt oameni credincioși, toți părinții din neam în neam. De asemenea, nu uitați să ajutați și dumneavoastră Biserica la slujbe, la curățenia Bisericii, la călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii. Nu observați cum cei răi se îndeamnă unul pe altul la rău, la destrâu, la furcebeție. Cum să nu fim datori noi creștinii a ne îndemna, a ne sfătui, a ne trage unii pe alții la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, la post, la milostenie, la iertarea și la citirea cărților sfinte. Nu ajunge numai credința pentru mântuire, că și diavolii cred, dar din cauza mândriilor și a neascultării nu au iertare. Iubiți credincioși, cu aceste sfaturi duhovnicești, încheie această predică reamintindu-vă că fără ascultare, supunere, nu ne putem mântui. Iar de vom trăi sub ascultare de Hristos, de Biserică și de slujitorii Biserice, vom dobândi
și pe pământ binecuvântare, pace, iar dincolo viață veșnică vom moșteni în vecii vecilor. Amin!